arată astăzi la turneul la Câmpia Cluj, la cea de-a doua ediție. Și încep prin a face câteva premii de excelență. Din partea organizatorului, jucătorul Becker și Alin, din premiul de excelență, vă frumos cum s-a comportat la acest turneu. Dorsmi Rafael. Jucător Dom Saraya, Academia Tonie Poloneanu. Academia Tonie Poloneanu, locul deci pentru participare la turneu. Începem prin a premia jucătorii exponențiali de astăzi. Deci la Cupa Primăverii, titlul de cel mai bun portar îi revine jucătorului Horst David din la CFR Obrinul. La cea de-a doua ediție a Cupei Primăverii în sala sporturilor din Câmpia, de golgheter se acordă jucătorului Conț Ionuț CFR 1975. La Cupa Primăverii din acest an, locul 3 a fost obținut de echipa ASEA Târgu Mureș. Locul 2 este obținut de Academia Gheorghe Poloneanu din Câmpia Turzii. Bravo! Câștigătoarea celei de-a doua ediții a Cupei Primăverii la fotbal în sală, copii născuți în anul 2007, se acordă echipei CFR 1907 Cluj Napoca. Felicitări învingătorilor, felicitări învinșilor, ne întâlnim la anul mai mult.